5 idei despre căutarea unei case la țară. Poate și voi sunteți în situația în care suntem și noi, în care explorăm posibilitatea mutării sochilor mei, care au ieșit la pensie de câțiva ani într-un sat de lângă, din motive relativ simple. Odată, mare parte din prietenilor fie au făcut același lucru, fie au plecat, ba să aibă grijă de nepoți, ba în lumea celor drepți, ba, deci cumva au rămas stingheri în blocul unde stau. Și a doua chestie, copiilor care au rămas acolo în oraș sunt ocupați, deci se cumva au rămas stingheri și le este greu pentru că stau într-o cutie și aici n-are foarte mult a face cu carantina, cât are face faptul că după ce ieși la pensie nu prea să mai găsești rostul. Adică înainte, când aveai un serviciu, știai că bă, mă trezesc dimineața, mănânc, mă îmbrac, mă duc la serviciu. Și aveai un scop. E, în momentul în care ești la pensie, simți așa că parcă societatea și lumea te-a aruncat la gunoi și nu mai are nevoie de tine. Mutarea asta la țară îi dă omului, în primul rând, o liniște, că are un pic de verdeață, că are și îi dă și un scop. Și scopul ăsta poate fi niște pui, poate fi niște iepuri, poate fi un porc, poate fi, adică având grijă de niște animale, omul are un scop, are grădină, găsește o ocupație și nu mai este așa de predispus să pună botul la toate manipulările și toate tâmpenile și toate panicările de la televizor. Dacă vă uitați, mare parte din publicul televiziunilor astea panicarde este format din bătrânii de la oraș, pentru că, din nou, au rămas singuri, e o situație în care sunt vulnerabili. Revenind, 5 aspecte la care să vă uitați în momentul în care alegeți o casă înainte de a vizita casa. Deci asta sunt chestii, investigații și idei de care să țineți cont înainte de a pune una pe telefon și a-l suna pe omul care a pus anunțul de vânzare. Le puteți face cel mai simplu folosind Google Maps sau uitându-vă la anunțul în sine. Primul punct, utilități. Curent, apă, gaze. Este foarte greu să-i muți de la oraș unde au de toate, la sat unde apa e la puț, trebuie să scoată la citură și așa mai departe. De obicei, dacă anunțul nu spune de chestiile astea, nu le are. E atât de simplu. În momentul în care ai ceva, spui în anunț. Deci nu suni și spui, nu vă supărați, în anunț ne-a spus dacă aveți gaze, aveți sau n-aveți. Și aici sunt câteva aspecte de care trebuie să ținem cont. Partea de sud a României se deșertifică. Este un proces încet și nu-l simți. Eu merg, mergând în vizită la ei mei care sunt în Giurgiu, văd asta, văd că sunt ani în care a plouat toată în aprilie și după aceea în noiembrie. Băi, deci puteai să bagi, așa erau cărpături în pământ, puteai să bagi mâna cu totul. Degeaba spune el că știți că noi avem puț în curte, ok, dar dacă n-a plouat un an de zile, puțul ăla cât are, atâta? Strici pompa atâta dacă o lași mai jos. Chestia asta este de ținut cont. O altă problemă cu satele din sud, apropierea asta de București, a făcut ca majoritatea fiind atât de aproape Bucureștiu, tinerii să zboare. Satele alea sunt în mare parte părăsite și asta e problema multor sate care sunt apropiate de orașe foarte mari. Tânărul când vede Bucureștiu care are apă curentă, are gaz, are Buda în curte, nu mai vrea să se mai întoarcă la țară, la unde viața e grea și unde trebuie să ieși afară noaptea un cur gol să, mamă, deci ții minte, la țară, la ei mei, la Giurgiu, aveam, la bunici, ai mei și-au făcut casă modernă, băi, aveam Buda în curte și te lua noaptea cât o căcare, bă, și bătea vântul și la un moment dat ne-a venit ideea să înconjurăm Buda cu niște, nu știu, vinilin sau ceva de genul ăsta, ca să nu mai bată vântul, deci bătea vântul și te era cu curul rece când terminai. Asta sunt chestii nasoale și chestii nasoale la bătrânețe nu sunt chestii pe care să doresc să-ți expui părinții la așa ceva sau bunici la așa ceva. Faza cu gazele și cu centrala. Se practică încălzirea pe lemne. De pildă aici, în zona asta, eu stau în Brașov, ai mei stau în Giurgiu. La ai mei costă dublu metru de lemne față de cât costă aici. Deci eu dacă vreau să-mi comand un metru de lemne că mi-am cumpărat pentru grătar, păi nu, mă costă la jumate cât îi costă pe ei. Și din nou, lemnul spart și adus aici în curte.
Închipuiți-vă că sunteți bătrâni și aveți nevoie de cineva să le spargă, să vi le aducă, să vi le așeze, și pe care trebuie să car de 2-3 ori pe zi să ți le car tu singur în curte. E neplăcut. E neplăcut și asta înseamnă că, din nou, nu ai apă caldă, e un disconfort pe care, sincer, nici voi nu l-ați vrea pentru voi și atunci să-ți expui părinții sau bunicii la așa ceva. Partea cu centrală, dacă există, puteți să vă uitați, scrieți Google Maps, dacă a mers Google Maps, Google View, Street View până în sat, vă uitați după cutia aia albă de gaze. Dacă există cutia albă de gaze în sat, înseamnă că puteți să vă înțepați și voi la gaz. Dacă nu există, e de evitat. O centrală bună costă vreo 3.000 de lei. Și-au făcut oameni acum, au ieșit de la Aradet și și-au pus centrală, costă la fel, vreo 5.000 de lei. Nu-s cheltuieli mici, dar nu-s nici cheltuieli mari. Adică poți să faci repede să-ți pui calorifer în toată casa, să ai căldură, dar trebuie să ai țeava la poartă. Nu există și nu luați în considerare sub absolut nicio formă faze de genul este la 500 de metri sau este... Nu. Nu. Deci ai mei s-au apucat în 2007 sau 2008 de casă cu ideea că era gazul la două sate mai încolo și urma să vină. Suntem în 2020, ia ghiciți. Sat părăsit, mulți bătrâni, nu pătește nimeni gazul și omul care trage țeava și face calcul. Băi, bă, din 300 de case sunt 5 care plătesc, nu merită să trag țeavă și nu trage țeavă. Și tu care ți-ai avut casa acolo, îi cudești un fund. Și asta e o chestie generală. În momentul în care satul e părăsit, nu există oameni care să plătească utilitățile și utilitățile aia nu se trag. Deci asta înseamnă, nu există canalizare, nu există apă, nu există... La IME, la țară, existau probleme cu curentul, s-a mai rezolvat în ultimii ani, dar bă, a trebuit să-și pună stabilizatoare pentru că se întrerupea curentul. Și da, se întrerupe curentul, e neplăcut. Dar nu e neplăcut când ai un televizor mai nou, când ai un frigider mai mare, când ai chestii care nu prea vrei să se ardă. Punctul 2. Magazine tip mini-market de unde să-și poată cumpăra cele necesare. În cazul meu, poate și în cazul vostru, socrul meu n-a avut niciodată permis și socrul meu a renunțat la el pentru că nu se simțea sigură pe ea. Nu e greu, de pildă, să dai 2-3 mii de euro să cumperi o mașină bunicică. Poți să cumperi un Logan sau poți să cumperi alte mașini, un Polo sau un Golf din ăsta militarul care se ducă să-și facă cumpărăturile. Dar trebuie să fie sigur pe el, trebuie să conducă, trebuie să... Am vecini care conduc în continuare la 70 de ani și n-au probleme, adică bine, nu se apucă ei să meargă 500 de km, dar se duc colo-colo cu bursa lor, sunt în regulă. Dar sunt alții care nu se simt în siguranță și soacra mea preferă să plătească. Acum este tot într-o zonă asta de la țară, preferă să plătească benzina unui vecin și să ducă cu el să-și cumpere ce are nevoie decât să conducă ea, că nu se simte în siguranță. De aceea e important să existe ceva acolo în satul respectiv de unde să-și poată cumpăra chestii. Sau, din nou, un vecin care să poată să facă chestia asta cu ea. Punctul 3. Găsesc multe, cam jumate terenul care este așa, bă, în pantă. Știi, deci omul are 3.000 de metri pătrați de teren și este într-o zonă frumoasă și e pitoresc și nu știu ce, bă, dar terenul este așa. Și când ai o anumită vârstă, nu poți să urci, adică dacă ești obișnuit acolo, ți se pare foarte ușor. În momentul în care vii de la oraș, nu prea vrei să cobori, să urci în pantă și vă dați seama că tot satul e așa, ca să duci până la pâine, numai în pantă, așa, obosești și îți faci o cărță de nervi. Plus, devine greu să-ți plantezi ceva acolo când terenul este în pantă. Dar chestia asta e o chestie de luat în considerare foarte mult. Am găsit terenul foarte mișto în zona Prahovei și în zona Prahovei, pe lângă Plăiești. 20-30, bă, dar sunt teribile, adică nici eu n-aș vrea să stau acolo, dar pe ei care au 70 de ani. Punctul 4. Mărimea casei. Asta e importantă și o menționez pentru că, din nou, am văzut anunțuri fix cu asta. Foarte multe corpuri de casă, case măricele făcute pentru cine știe ce scop, care, bă, e greu să le încălzești, e greu să le întălții. Două persoane în vârstă sau o persoană în vârstă nu are nevoie de P plus 1. Trebuie să aibă 2-3 încăperi, 1-2 dormitoare, o baie și am văzut anunțuri cu 3 corpuri de casă. Și bine, era casa bătrânească, își mai făcuse el un corp nou, după care își mai făcuse încă un corp. Știi? Și te uiți, adică gândirea mea e următoarea, bă, aia trebuie dărâmată, asta trebuie izolată și făcută frumos.
Așa e gândirea mea, nu e gândirea, hai să le renovăm pe toate trei, să avem trei corpuri de casă. Nu, fuck that. Nu, deci trebuie să vă gândiți cât au ei nevoie pentru ei, pentru că e greu să ai multe, multe, multe chestii în care, da, ok, pentru depozitare, pentru, dar nu e fezabil deloc să ai o casă mare. Iar punctul 5 este cât de aproape este satul respectiv de orașul unde locuiți voi, familia care vă uitați la chestia asta. E greu în momentul să-i duci pe ei într-o zonă unde tu nu ajungi ușor sau nu ajungi repede. Ok, că nu o să te duci în fiecare zi acolo. Da, sunt de acord cu asta. Dar cumva trebuie o dată la săptămână sau o dată la două săptămâni să te duci acolo. Și dacă faci 2-3 ore până acolo, e complicat în sensul că ajungi deja obosit după 3 ore de condus prin România. Știi, și vrei să-i ajungi să mai faci ceva, dar tu ești deja după condus și nu poți să faci chestia asta. La fel, se întâmplă o problemă. E greu de ajuns, adică da, băi, vină că s-a întâmplat ceva. Păi stai puțin, că durează 3 ore, tată. Vreau să mai zic ceva. Noi ne-am gândit la posibilitatea de a cumpăra o casă și a-i aduce să locuiască împreună cu noi. Situația e în felul următor. Eu lucrez de acasă, ceea ce înseamnă că am nevoie de internet și am nevoie de internet cât de cât stabil. Adică chestia asta îmi vine foarte greu să explic oamenilor. Bă, dacă spune că are internet, nu înseamnă că are internet ca lumea. Adică te uiți, bă, e RDS acolo, nu este. E o firmă din aia de cartier care, vai mama ei, nu poți să lucrezi pe așa ceva pentru că te enervezi când ai nevoie de internet să nu-ți meargă. Și 3G-ul sau 5G-ul nu este o opțiune viabilă. Și cam tot ce găsim mai mare sau tot ce găsim casă unde mai poți construi un corp de casă și pentru ei, nu are internet. Și asta înseamnă că eu trebuie să, deci, să locuim undeva, după care să-mi găsesc un birou să vin în oraș. Neplăcut. Sunt familii care au făcut asta. Deci și-au construit o casă pe lângă București, i-au dus pe bunici acolo și bunicii stau acolo, au și copii mici, adică cumva s-au rezolvat, dar jobul lor este în oraș. Adică ei nu lucrează la casă. Deci ei dimineața pleacă, se întorc seara. Se întâmplă ceva, poate să plece la serviciu să ducă cu bunica la doctor sau ceva de genul ăsta. La mine, adică nu vreau să-mi iau birou în oraș, adică să plec de aici, din centrul Brașovului, ca să mă duc să mă întorc zi de zi cu mașina și cu un birou și unde parchez și... neplăcut. Foarte neplăcut. Nu vreau așa ceva. Părinții mei locuiesc de peste 10 ani la țară și de fiată când vin la București, au aceeași reacție pe care o am eu când vin de la Brașov la București. Abia așteaptă să plece. Vor să își rezolve problemele și să plece înapoi. Lipsa de verdeață și blocul aia înalte fac aerul, pe lângă faptul că aerul este poluat și nefiind copaci care să-l transforme în oxigen, este și greu și poluat și este mult mai mai cald, adică vara. Încă o chestie de menționat. Băi, în partea aia mei, la ai mei în Giurgiu, băi, vara este foarte, foarte cald. Adică și au venit și ei aici și au zis, da, la aceeași temperatură aici este mult mai bine pentru că este răcoare. Da, este un pipus de umiditate, acolo este uscat, așa, pe mine mă ia pe gât în momentul în care merg la ei. Avea și ei să vină aici, dar și-au construit casa acolo. Și încă o idee de final pentru voi, cei care vă uitați și aveți 20, 30, 40 de ani. Gândiți-vă acum, la 40, că o să ajungeți la 60 și la 70. Gândiți-vă și aranjați-vă lucrurile. Mă uit la cei din jur, că în satul alor mei s-au mai mutat și alți oameni, diverse cunoștințe ale părinților s-au mutat acolo. Una este să ieși la pensie cu o casă nou construită, cu o mașină bună, cu niște bani în bancă și alta este să ieși cu degetul în fund și cu un Logan vai morții lui. Una este să ieși cu sănătatea în regulă, să n-ai nevoie de dentist, adică să nu fii bolnav și alta este să ieși și să vezi să n-ai 3 dinți și 6 găuri. Și asta nu puteți face la final. Asta trebuie să începeți pregătirea cam pe la 50 de ani, 40-50 de ani, să începeți să aveți o discuție cu partenerul și să spui, bă, noi după ce terminăm, ce facem? Vrem să rămânem în oraș? Vrem să rămânem afară? Avem niște bani deoparte? Începem să punem de pe acum niște bani deoparte? Am văzut faze interesante în satul alor mei.
Sunt oameni care pur și simplu am cunoscut un domn taximetrist, deci fix cum vă gândiți la taximetristul ăla burtos, șmenaj pe garbă, a cumpărat o casă și a făcut, a dărâmat-o și a făcut pur și simplu două dăi. Deci are o din asta în care e bucătărie slash sufragerie și o cameră unde doarme și baia. Povestea e că nevastă sa încă lucrează la oraș și a spus că el nu mai suportă, adică puteți că stă în trafic, se enervează zi de zi acolo, nu mai suportă să mai stea acolo. Și a avansat de la a veni în weekend la a pleca seara și a venit să doarmă acolo, spunea că zic, bă, dorm și mai bine seara, chiar dacă stau acolo și ca un câine, așa stau singur și nevasta e în altă parte, mie mai bine, mă simt mai bine cu sufletul meu că sunt în aer liber și că în câțiva ani a venit și soția, adică și soția a fost convinsă și atrasă că, bă, e mai sănătos și mai, da, e mai greu, pentru că e greu cu apa, e greu cu nu știu ce, dar aerul, liniștea. Nu urlă nimeni, fiecare zi. Mai urlă, că na, mai sunt animale, mai trec oameni pe stradă, mai știu, dar e mult mai pentru sănătatea psihică, e mult mai bine la țară. Cam atât.